Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să vă arăt ce am luat cu mine în Nese Bar Sunny Beach. Am venit aici pentru 4 nopți de cazare, 5 zile, și mi-am luat câteva lucrușoare și vreau să vi le arăt și vouă, pentru că clipul de data trecută în care v-am arătat ce am luat în bagaj în Tasos a mers destul de bine, am văzut că v-a plăcut, ați avut reacții pozitive, așa că am zis de ce nu. Plus de asta, cred că după ce o să vă arăt ce am în bagaj, o să vedeți niște imagini cu ce am făcut noi aici în aceste 5 zile. Nu am făcut un vlog separat și mai lung, pentru că nu am ce să vă arăt. Noi mai avem pe canal, eu mai am pe canal un clip asemănător tot de aici și n-avea rost să mai filmez încă o dată același lucru, să vă spun aceleași lucruri. Dacă n-ați văzut clipul cu Nese Bar, am fost acum 2 ani, cam 2 ani sunt de atunci, las un card aici sus și puteți să dați click pe el și să-l vedeți. Deci am făcut cam aceleași lucruri, în principiu fiind o cazare all inclusive, am mâncat, am stat la plajă, iar am mâncat, am dormit, am mers la piscină și cam asta a fost toată activitatea noastră, mai ales că noi, cum am spus, mai fusesem și mai vizitasem pe aici una alta. Bun, haideți să vă arăt ce am luat cu mine în bagaj. Am luat câteva rochițe și vreau să vi le arăt pentru că știu că vă place. Și prima rochiță pe care am luat-o este aceasta pe care v-am arătat-o și în Tasos, așa că nu o să insist prea mult. Este o rochiță potrivită pentru plajă, are acești elefanți drăguți aici în partea de jos și tot timpul primeau acesta mi-aduce aminte de... Sau, mă rog, mă duce cu gândul la India, că nu mi-aduce aminte de India, că n-am fost acolo încă. Deci mă duce cu gândul la India sau la Thailanda. Așa, că nu mai mi-aduce aminte. Apoi mai am o rochiță roșie cu niște flori alb cu albastru. Cam așa arată, vine cu năsturei, este ca un capot, stil capot, cred că se numește. Așa. Și această rochie am luat-o de la LC Waikiki acum câțiva ani, cred că sunt vreo 4 ani de atunci, dar s-a păstrat foarte bine. Să știți că la LC Waikiki hainele se păstrează destul de bine, am observat în timp, și sunt de calitate bună. Într-adevăr, nu mereu găsiți modele foarte frumoase sau, nu știu, ceva deosebit, dar când găsiți e bine să o cumpărați pentru că sunt prețurile bune și materiale ok. Aceasta este din bumbac 100%, este foarte ușor la purtare, nu mor de cald în ea, deci chiar foarte ok. Și ținuta de pe mine, tricou este tot de la LC Waikiki, a fost undeva la 12 lei, l-am cumpărat la reduceri, recent l-am cumpărat pe acesta și... Pantalonii de pe mine sunt de la Zara, dar sunt mai vechi. Și vi-am arătat și când am fost în Tasos și am făcut un clip. Apoi încă o rochie pe care v-am arătat-o și în Tasos, nu o să insist mult. Așa arată, este o rochie subțire, este mai veche, v-am arătat-o și în Tasos. Apoi o altă rochiță cumpărată de la LC Waikiki, aici sunt două, imediat vă arăt pe prima, este aceasta și este, vedeți, mai scurt, este undeva până deasupra genunchiului, îmi vine mie și eu am 1,75 m, 1,76 m, cam pe acolo sunt, așa, este tot, cum spuneam, LC Waikiki, dar este din acea categorie pentru gravide. Eu când am cumpărat-o, sincer, nici nu m-am uitat, apoi am văzut că scrie pe ea. Dar nu contează pentru că vine foarte bine. Ea are un elastic în talie și vine foarte bine pe aici, în zona taliei. Tot așa cu năsturei, foarte frumoasă și ușor de purtat. Voiam să vă spun că și la Sinsay găsiți rochii de calitate dacă vă uitați des pe site-ul lor și sunt mult mai ieftine. Sunt undeva la 50-60 de lei, depinde de model. Le găsiți și la reduceri câteodată. Știu că aceasta a fost destul de ieftină, undeva la 60 de lei și uitați-vă ce imprimeu frumos are, iar pe spate este cu spatele gol și se leagă cu această fundă, mă rog, poți să faci ca o fundă la spate. Foarte frumoasă este aceasta, bine mai lungă și
Dacă mă urmăriți pe Instagram, deja ați văzut-o la mine într-o postare de acum un an, când am fost în Sicilia. Eram îmbrăcată cu ea în livada de portocali. Stăteam să mă gândesc unde eram îmbrăcată cu ea. Apoi o rochie de la Else Waikiki, vedeți că am foarte multe haine de la ei. V-am spus, sunt ieftine, calitative, așa că, da, îmi plac. Am luat-o la reducere și a fost 50 de lei. Este o rochie simplă, tot așa cu năsturei, care vine peste genunchi. Ce îmi place la ea este faptul că vine destul de cambrată pe corp, iar jos aici se lărgește puțin, vedeți, are ca un volan așa și vine mai scurtă în față și mai lungă în spate. Foarte frumoasă, la fel un material plăcut, la purtare îmi place. Apoi o rochie pe care o am de ceva ani, de 4-5 ani, cred că o am această rochie, este o rochie, cred eu, făcută în casă, vă spun sincer. Am cumpărat-o dintr-un second pe aceasta, am văzut-o și mi-a plăcut pentru că nu prea mai găsești lucruri făcute așa, cu buzunare, și mi s-a părut și imprimeul cât și modelul ușor vintage, de inspirație, mă rog, mai anii, nu știu, 70-80. Mi-a plăcut destul de mult, este crăpată pe părți și este cu nasturi până jos. Foarte bine vine pe mine și da, îmi place mult. Din păcate, chestii de genul nu găsești foarte des în second-uri, adică foarte rar mi-a fost dat să văd astfel de piese, cel puțin în București, nu știu cum la voi în țară cum stă treaba, dar la noi în București nu prea găsești chestii de calitate. Aceasta este de o calitate foarte bună și îmi place. Apoi de la coton am această cămășuță pe care am cumpărat-o recent, a fost 30 de lei, a fost la reducere și îmi place extraordinar de mult cum vine. Vine scurtă, cam cât tricoul acesta, vine ușor crop, să spunem așa, dar nu se vede buricul sau ceva de genul, nu e chiar atât de scurtă și este o cămașă, cred eu, clasică. Am cumpărat-o tocmai pentru că are această formă clasică și că este ușor crop și m-am gândit eu că merge atât la fuste, atât cât și la pantaloni scurți, cât și la pantaloni lungi, cât și la fuste conice, fuste cloși, la multe feluri de fuste, ceea ce o face foarte versatilă, să spun așa, dacă poate exista termen de asociere, să spun că versatil e clar că se potrivește la mai multe ținuri. Așa, iar apoi mai am niște pantaloni din aceștia stil, nu știu ce stil e ăsta, stil larg, fustă pantalon să-i spun, dar care vin cu elastic în talie, cu aceste șnururi și pe picior se lățesc și totuși au și o decupătură, vine așa, da? Vin foarte frumos și la fel, la ceva mai scurt, vin foarte bine. Mie îmi vin destul de lungi, deci da, îmi plac foarte mult. Sunt și aceștia de la Sinsay. Bun, și haideți să vă arăt din partea aceasta ce mai am la mine, pentru că mai am foarte puține chestii. Mă rog, în afară de costume de baie și na, lingerie intimă, chestii de genul, și n-am de gând să le arăt aici. Vă arăt ce mai am. Am această bluziță pe care o știți, tot așa se ia pe deasupra la costumul de baie. Este ceva mai veche, n-am de unde să vă zic să o luați, dar să știți că găsiți. Eu chiar am văzut aici în Bulgaria genul acesta. Apoi un tricou alb simplu, care arată așa. L-ați văzut și pe acesta pentru că l-am avut în Grecia. Îmi place foarte mult cum cade, cum vine. S-a cam șifonat puțin. Și aici mai am o bandană, m-am gândit eu să o leg cumva în păr, dar încă n-am reușit. Este cea de la Mihaela, de la draga mea prietenă Mihaela Șerbănescu. Am primit-o de iepuraș. Dacă n-ați văzut clipul, vă las aici un link. Dacă nu știți pe Mihaela Șerbănescu, trebuie să mergeți și la ea pe canal, pentru că face niște clipuri foarte frumoase, mai ales despre parfumuri. Chiar îmi place foarte mult cum vorbește despre parfumuri și cărți. Deci, da, trebuie să mergeți și neapărat și la ea pe canal.
Și cam asta ar fi în materie de haine. Haideți să vă arăt repede și parfumul pe care l-am luat și cosmeticele. Sunt foarte puține, așa că nu o să dureze mult. O să vedeți puțină dezordine, dar le iau așa pentru că altfel nu știu cum să le filmez. Bineînțeles, am un gel de duș care este la baie, periuță de dinți, alte brose de curățare, dar vi le arăt pe acestea rapid. Mi-am luat un deodorant la mine, acesta de la Fa, niște șervețele umede, un mini din ăsta de la Vichy. Întotdeauna aceste mini-uri le păstrez și le iau cu mine în vacanță, ochelari de soare, elastice de păr. Aici am niște chestii, mă rog, de femei să spun așa, dischete de machiante, bățișoare de urechi, mai multe chestii de genul. Aici, mă rog, ceasuri, bijuterii, nu mi-am luat foarte multe. Mi-am cumpărat acest inel de aici. Nu este din argint sau ceva, dar, mă rog, mi-a plăcut. Am parfumelul acesta de la DMP. Este ceva mai vechi, adică cumpărat mai de mult, G7. Sincer, nici nu mai știu ce imită și nici nu am intrat să mă uit, dar miroase foarte bine. Este un pic fresh, un pic masculin, foarte bine miroase, foarte plăcut. Așa, am iar acest produs care, sincer vă spun, l-am folosit extrem de mult și vedeți cât de puțin s-a consumat din el. Adică foarte spornic, să-i spun așa, și îmi place. Am acest autan, așa, de la A New pentru față, de la Avon, SPF 50. Am acest produs de la Yves Rocher, știți că îmi place. Așa, și aici, mă rog, într-o pungă mai am eu un ulei de corp. Acesta de la Pharmacy, care este foarte bun, și acest Sien cu 50 protecții, la fel foarte bun. Aici niște parfumele, mă rog, astea sunt ale soțului și, mă rog, ne-am cumpărat două de aici, de la Aristea. Ne-au plăcut foarte mult cu miros. Acesta al meu copiază Terry Mugler Aura. Chiar m-a impresionat, persistă foarte bine și miroase foarte bine, iar acesta al lui este Armani Code. Au fost doar 10 leva fiecare, vă recomand să le mirosiți dacă ajungeți în Bulgaria. Aici mai am alte miniuri, hai să vi le arăt așa rapid. Am o loțiune micelară de la Garnier care este extraordinar de bună, vă recomand cu toată dragostea. Mai am un mini deodorant, în caz că se termină celălalt. Aici am o mostră, n-am apucat așa. Aici tot așa un produs de curățare de la Vichy și încă un produs hidratant de la Vichy, un ser din acesta pentru ten. Așa, nu mi-am luat foarte multe chestii pentru că am considerat că nu este necesar pentru câteva zile să car toată casa. Bun, iar aici în această gentuță am câteva cosmetice pe care vreau să vi le arăt neapărat. Așa, de la Revlon am acest ruj de buze. Este un ruj lichid mat. Arată foarte bine pe buze. Nu este cel mai rezistent ruj, dar arată bine și dacă tot îl am, trebuie să-l consum. De la Avon am această pudră care îmi place, dar nu pot să zic că este preferata mea. E așa și așa, o pudră. Deci nu pot să zic că nici că este cea mai bună, nici cea mai proastă. Sincer, o folosesc mai mult pentru că o am și nu vreau să-mi expire și vedeți că mai am destul de puțin în ea. Așa, o pensulă. Aici am acest blush care este și highlighter în același timp, de la Bambi. Este din colecția Essence, mă rog, este de la Essence din colecția Disney Bambi și arată foarte bine. Eu v-am mai povestit despre el. E foarte frumos și restul produselor arată foarte bine, doar că doar pe acesta l-am cumpărat și mai am o paletă de ochi. Nu am cumpărat mai multe, dar eu nu am cumpărat mai multe pentru că am deja destul de multe produse și n-avea rost să investesc în ceva ce urma să expire sau mai știu eu ce. O pensulă pentru pudră, o pensulă pentru blush, un mascara, acesta de la Oriflame, pe acesta l-am acum, nu este cel mai extraordinar, sincer. Este The One Wonderlash, mi se păreau mai bune cele vechi, 5-in-1, da, cele vechi de la Oriflame. Aici este acel produs de la Sinsei pentru sprâncene, care știu, arată odios pentru că a avut o etichetă aici pe care am dezlipit-o și nu s-a dezlipit-o tocmai cum trebuie, a rămas lipit și știți voi cum se fac apoi. Apoi de la Miss Porty am acest corector,
24 de ore, spune că ar fi mat și că rezistă. Da, este destul de bun, nu are o putere foarte mare de acoperire, dar este un corector bun care nu se strânge, care arată bine și care este ieftin, este până 15 lei, l-am luat din Auchan. Așa, iar acesta este de la Sien, un lip butter, v-am mai povestit eu despre produsele acestea, sunt 10 lei aceste lip butter, adică un fel de balsam de buze, dar el are și culoare, arată ca un ruj destul de cremos și lucios pe buze. Nu este foarte rezistent, adică dacă ai mâncat, gata, s-a dus de pe buze, dar în schimb îți hidratează și îți protejează foarte bine buzele împotriva crăpării, adică nu o să aveți probleme dacă le folosiți. Mie îmi plac extraordinar de mult. Aici am un tuș de ochi de la Elizabeth Arden, într-o culoare de mov, foarte frumos. Eu l-am cumpărat, sincer, de pe site-ul celor de la Parfumo și a fost destul de ieftin, nu știu, vreo 15 lei și îmi place atât de mult. Este un produs de o calitate foarte bună, nu se transferă, nu... E, cred că, cel mai bun eyeliner pe care l-am avut și mai avea și pe albastru. Așa, aici o pensulă pentru ploape. Aici este un produs de la Giordani Gold, mai exact o Deep Bronze este culoarea și este o uite și scrie aici că expiră în luna a treia anul 2023. Vă dați seama că nu o să cred că o să termin eu produsul ăsta până atunci, dar mă rog, sper să consumăm cât mai mult din el. Este o pudră bronzantă pentru ten. Așa, tot de la Giordani Gold am și acest produs, care este un fard de ochi din acela copt, cum se spune. Da, stați așa să deschid. Așa arată. Foarte frumos. Eu l-am mai folosit și ca iluminator pentru obraz, pentru că îmi place. Aici am luat o mostră de la Gerovital să fie acolo. Creionul meu favorit de la Oriflame, care nu se mai găsește, așa că nu o să mai insist, era tot de la Giordani. Și aici un produs minune. De ce spun că un produs minune? V-am mai vorbit despre el în produse consumate și revin. Este de la Herborian, este un CC cream. Produsul acesta este minunat. În primul rând, se aplică foarte ușor, trebuie aplicat cu mâinile, cu degetele, pentru că dacă îl aplicați cu buretele, el nu își va schimba culoarea. De ce spun lucrul acesta? El în interior, să vedem dacă putem să-l deschidem un pic, are o culoare albă. Cred că cel mai bine ar trebui să fac un review al lui separat și cred că asta am să și fac și am să-l aplic să vedeți exact cum se transformă. El este alb, deci are o culoare albă, destul de densă. Și când îl aplici pe față, o să zici, bă, da, ce o să fac ăsta, că e alb? E, se transformă exact la culoarea pielii și uniformizează atât de bine nuanța pielii și arată extraordinar de natural pe ten. Îl aplici în maxim un minut și ești gata. Poți să nu aplici nici pudră pentru că nu este foarte lucios, arată extrem de bine pe ten, îl și hidratează, este un CC cream extraordinar, pe care îl recomand cu toată căldura, este cred că cel mai bun produs de acest tip. Deci, da, îl recomand, dar cred că o să fac separat un review al lui ca să vedeți exact ce și cum. Iar aici, pe patul ăsta, am două pălării și asta mi-am cumpărat-o acum. Cam atât am luat la mine în mare, mă rog. Bună, dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Eu vă salut din Bulgaria. Am ajuns la Sunny Beach, unde am fost acum 2 ani. Bine, nu stăm la aceeași cazare, atunci am stat la iHotel, iar acum stăm la Aquamarine. Aquamarine, parcă se numește, da? Hotel. Dar bine am ajuns, nu pot să vă zic încă o părere, dar ce pot să vă zic este că cum am ajuns au... Să spun așa câteva puncte scăzute. Să vă spun care a fost prima problemă. Când am ajuns aici, mi s-a spus că este deja plătită cazarea. Care a fost treaba? Noi când am luat, scria pe Booking că putem să adică acest hotel acceptă plata la ghișeu, să spun așa, la venire, la
recepție, ca să mă exprim, că deja sunt nervoasă puțin, că putem plăti la recepție. Deci că vii cu banii, plătești la recepție. Noi am vrut așa pentru că eu, într-adevăr, pe cardul meu am niște bani, dar la care, să spun așa, nu voiam să umble, mai ales pentru că eu sunt la BCR, în fine, și am un comision destul de mare. Și eu deci nu vroiam să-mi ia bani de pe card. Eu vroiam ca să plătesc pur și simplu din mână. Am schimbat bani, deci lei mi-am schimbat în leva și am acum 1000 de euro schimbați în leva, cu care efectiv nu am ce să fac, știți? Cam asta este problema. Și ca să mă duc iar să îi schimb în euro sau în lei, pierd la curs. Am pierdut odată, pierd și a doua oară, pentru că mi-au luat ei banii după card, cu toate că la rezervarea lor scria clar că plata va fi la hotel. Deci eu am mai plătit așa, eu știu, am mers chiar și acum în România, eu am făcut rezervările cu cardul meu, nu mi s-au luat bani în avans, eu am plătit în momentul în care am ajuns la hotel. Nu mi se pare sincer normal, deci deja au început prost. Nu este, mie sincer mi se pare ușor murdar, nu mirosea, nu era un miros foarte plăcut când am intrat la recepție, dar să sperăm că doar mi s-a părut. Aici este ușa de la intrare. Arată mai comunist așa hotelul, vă spun cu toată sinceritatea. Aici este ghiuveta. Bine, camera am văzut-o când am luat-o, cazare, adică nu-i problema, am văzut-o, știam la ce să ne așteptăm, doar că nu mă așteptam la chestia asta cu plata. Repet. Bun, baia pare destul de curată. La o primă vedere pare curată, n-am ce să zic, acum nu știu, prosoapele. Par ok, na. Nu poți să te aștepți la mare lucru, într-adevăr, când ai 1800 de lei, am dat 4 nopți, 5 zile, all inclusiv. Deci nu poți, într-adevăr, să te aștepți la nu știu ce. Și nu că mă așteptam, v-am spus ce m-a deranjat, faptul că am plătit cu cardul din moment ce eu nu vroiam să plătesc cu cardul. Da, că dacă vreau să plătesc cu cardul, plăteam la bun început, vă dați seama. Sau plăteam cu Revolutul, mutam banii în contul de Revolut al soțului meu și nu mai plăteam, cum îi spune, nu mai plăteam comision. Deci chiar m-a dezamăgit. Așa. Oglindă mare aici, așa am fost îmbrăcată pe drum. Rochița aceasta este de la LC Waikiki, cumpărată, nu știu, acum 3 ani, să spun, cam așa. Aici avem o băncuță, cuier, o masă aici cu un televizor, nu știu aici ce avem, un frigider, ia să vedem, un frigider, da, mă rog, nu știu dacă e pornit, pare un pic rece, trebuie umbla la el, cred, reglat, așa, aici este televizorul, bun, un scaun, cam așa arată, și haide să ieșim și afară să vedeți. Și aici, probabil că acolo vom lua masa, nici n-am întrebat, nici nu ne-a spus exact când se ia masa. Văd că acolo este o doamnă, aici, cred că se ia masa, acolo, mă rog. Aici este piscina, e destul de liber la piscină, lucrul ăsta îmi place și e o piscină mai mare în partea aceea. Cred că aceea e pentru adulți și aici este doar pentru copii. Da, mă rog. Arată decent, să spun așa. Am uitat să spun că suntem și cu părinții mei, pentru acest lucru am rezervat două camere, că na, poate vă gândiți ce s-a întâmplat, de ce sunt două camere rezervate. Acesta este motivul. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Dragilor, noi ne pregătim să mergem la plajă. Nu am mai vorbit cu voi pentru că n-am mai făcut lucruri foarte interesante de, nu știu, de anunțat, să spun așa. Aseară am fost la cină, acum am luat micul dejun. A fost ok, na, un mic dejun normal, nimic deosebit, dar a fost în regulă. Și, cum spuneam, acum ne pregătim să mergem la plajă. Vremea este așa și așa, în sensul că sunt 28-29 de grade. Bine, acum cred că este puțin mai răcoare pentru că este foarte dimineață. Foarte dimineață, deja s-a făcut 8:30. Dacă ne-am trezit noi la 7 și am mers la micul dejun, era un pic mai răcoare. Bate vântul. Asta este, că bate vântul și intră soarele în nori și se face răcoare când intră soarele în nori, și dacă ești din apă e un pic mai neplăcut, să spun așa, dar să sperăm că nu sunt valuri mari și că o să putem să ne să facem o baie în mare. Cam asta. Momentan vă mai povestesc ce mai facem pe aici. Aseară ne-am plimbat pe la magazine pe aici, pe faleză. N-am cumpărat nimic în mod deosebit, doar mi-am făcut eu niște poze cu niște papagali drăguți. Și dacă mă urmăriți pe Instagram, deja le-ați văzut. Nu sunt, cum să spun, pro-exploatare animale, adică stau și mă gândesc că ei stau acolo de dimineață până seara și păsările astea și, nu știu, poate, na, sunt în captivitate, dar în același timp multe persoane au păsări, știți, acasă, nu știu, papagali. Dar mi-au plăcut mult, erau atât de frumoși și atât de îngrijiți și aveau un penaj atât de colorat și, doamne, erau superbi, așa că am zis, băi, vreau să fac o poză cu ei. Doar ca să-i țin aproape, nu mai mult pentru asta mai mult, nu pentru poză, că poza nu mă încânta atât de mult. Ideea de a-i ține așa pe mine și aproape m-a încântat mult și mi-aș dori un papagal așa de mare, doar că e mai complicat, că trebuie și o colivie super mare pentru el și un spațiu mare în care să-l lași să se plimbe, să zboare, na. Trebuie să ai anumite condiții, eu nu aș putea să-l țin să, nu știu. Da, cam asta. Sper că v-a plăcut poza pe care am pus-o și da, vă mai povestesc. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Vorbesc puțin cu voi că simt că n-am mai vorbit de o grămadă de timp. Eu mi-am aranjat puțin fața, să spun, m-am dat cu un BB cream, mă rog, un CC cream, m-am dat cu un blush, cu un mascara, cu ce m-am mai dat eu, cu un ruj, pentru că mergem la masă, la masa de seară. Nu prea am, sincer vă spun, ce să vă filmez aici, pentru că am fost dimineața, am luat micul dejun, a fost destul de bun, mi-a plăcut, apoi am mers la plajă, v-am filmat puțin plaja, apoi după plajă am mers și am mâncat iar, că na, la all inclusiv ce faci, mănânci și stai la plajă, și apoi am dormit puțin și am ieșit la piscină vreo 2 ore, am venit în cameră și acum ne aranjăm, mergem, mâncăm ceva și apoi ieșim în orașul vechi, în Esebar. Noi am mai fost în orașul vechi acum 2 ani și ne-a plăcut foarte mult, vrem să-i ducem și pe ai mei, să spun așa, să-i plimbăm puțin pe acolo, să vadă și ei. Și o să încerc să filmez pentru că este mai interesant, poate o să surprind alte cadre față de data trecută. Dar în rest, mare lucru, n-am ce să vă spun și să vă arăt.
Mâncarea a fost ok, să știți, adică față de început care a fost prost, aș mai au o problemă cu liftul. Din fericire, ai mei stau la etajul 1 și noi la etajul 3, adică nu este foarte mult de urcat, dar hotelul are 5 etaje și mă gândesc că cei care stau la 5, când vii de la plajă, știi și voi, cald, simți nevoia aia să-ți faci un duș, să te relaxezi puțin, poate fi puțin neplăcut. Da. Pe noi, v-am spus, nu ne-a deranjat extrem de mult că putem să urcăm și pe scări, dar cred că ar trebui să le funcționeze liftul, așa mi se pare normal, că unii oameni pur și simplu probabil nu doresc să urce pe scări. Așa. Și mai este o problemă cu curățenia. Au foarte puțin personal. Eu așa m-am gândit, pentru că în Grecia, vreau să vă spun că era pe etaj, erau 3-4 fete care făceau curat, 3-4 doamne, și mergea super repede, deci în 2 ore femeile alea, frate, se făceau curățenie lună. E, aici cred că este o singură persoană, pentru că nici n-am auzit vorbindu-se așa foarte mult între ele. Și vreau să vă spun că la ora 3, cam așa, 2:30, nu ajunsese la noi. Iar noi, mă rog, voiam să dormim puțin și am pus chestia aia în ușă că să nu intre, să așa. Da, lipsa personalului. Mi s-a părut că au personal destul de puțin, ceea ce este rău, pentru că automat se vede și în servicii, adică ai un timp de așteptare mai mare pentru turiști. Și automat și oamenii respectivi care muncesc, vă dați seama, muncesc mult mai mult. Adică, cred că sunt săracele căpiate, că sunt de dimineață până seara și în fiecare zi, încât am văzut și fetele de la masă, de acolo și... Da, mă rog. În rest, cam asta. Hai să vedem ce facem în Nesebar. În orașul vechi, Nesebar.